În primul rând, eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră de a ne întâlni la Târgu Frumos pentru lansarea candidatului PSD la funcția de primar al orașului Târgu Frumos. Pentru acest lucru vă mulțumesc foarte mult. Chiar că o trecut o perioadă foarte mare și mi-am văzut și mă bucur de acest lucru. Deci, așa cum cred că știți, în stânga mea se află domnul Bataman Ionel și cu domnul Maxim Teodor, care este președintele Comunității Rușilor Lipoveni din Târgu Frumos. Deci n-am venit singur la această conferință. Eu vreau să știți de la mine exact așa că astăzi vreau să anunțați toți cetățenii că la Târgu Frumos Partidul Social Democrat are candidat la primărie. Nu că am fi contra sau că ne duelăm în interiorul USR-ului, ci că așa este corect și normal ca o organizație de partid să aibă și un candidat pentru care să lupte la funcția de primar. Eu îl rog în continuare pe domnul Vatamanu Ionel, candidatul nostru la funcția de primar, să spună câteva cuvinte, după care dumneavoastră o să aveți întrebări de probabil trebuie. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Mulțumim încă o dată pentru deranjul care l-ați făcut până să fiți în mijlocul nostru. O să căutăm oficial, deci domnul ziarist, mă numesc Ionel Vatamanu, sunt președinte organizației PSD Oraș Târgu Frumos. Cu ocazia întâlnirii cu dumneavoastră, vreau să îmi anunț oficial candidatura la funcție de primar al orașului Târgu Frumos. După cum știți, la nivel național suntem în alianță USR. Alianța menită să fie alternativă la actuala guvernare, care știm bine unde ne-a dus ca și nivel de trai și nu numai. În cadrul USR, ambele formațiuni partenere, atât PSD cât și ACD, își doresc rezultate cât mai bune la alegerile locale, de aceea, în funcție de conjunctura locală, aceasta își determinează candidații, comuni sau separați, atât în funcție de primar, cât și pentru Consiliul Local. Considerăm constructivă o competiție în cadrul USL și credem că este în favoarea ambelor formațiuni să candidăm separat la alegerile locale, unde se ne expunem punctele forte ale fiecărui partid, platformele, program, cât și viziunile de dezvoltare în beneficiul comunității. Decizia de a candida, întărită de conferința organizației orășenesc PSD din data de 10-12-2011, la care am fost desemnat ca și candidat și reconfirmată ulterior de biroul permanent al organizației PSD. Nu cred că este un inconvenient în a candida doar sub sigla PSD. La fel cum și cei din organizația PNL își doresc probabil același lucru. Fiecare organizație cunoscându-și prioritățile și nominalizările proprii. Evident, noi ca organizație ne dorim să câștigăm alegeri locale și funcția de primar, ținând seama de potențialul electoral pe care îl avem și de echipa care va fi adusă în fața alegătorilor. Sperăm ca în final cei care vor câștiga vor fi cetățenii. În orice competiție cel mai bun
să câștige și să lăsăm cetățenii să decidă. Sincer să fim, noi, organizația PSD Târgu Frumos, ne dorim o schimbare în acest oraș și nu numai. Pentru această schimbare optează și Comunitatea Roșilor Lipoveni din România, prezent președintele comunității, Partida Romilor, mulți alții. Motivele le vom destăinui la momentul potrivit. O să lucrăm imediat la platforma noastră electorală, când va fi conturată, sperăm să vă mai deranjăm încă o dată, să facem o nouă conferință, să vă aducem și dumneavoastră la cunoștință și dumneavoastră prin mass media să ajungă la cetățean. Mulțumesc. Dacă nu e. Mă numesc Maxim Fiodorov, sunt președintele Comunității Roșilor Lipoveni, filiala de Frumos, de Târgu Frumos. Îl cunosc pe domnul Batamadu de foarte mult timp, de mulți ani. Îl știm cât este de sărbincios. Pentru acest fapt îl susținem în această campanie. Sper să nu-l dezamăgim și vom face tot efortul ca să ajungă unde își dorește. Suntem siguri că o să facă o schimbare majoră fiind în fruntea primăriei. Nu o cam atât deocamdată, dar susțin nevoare totală din partea comunității. Nu aș putea spune chiar totală, dar vom lupta ca să fie să aibă o susținere cât mai bună și mai de succes. Câți lipoveni sunt în Târgu Frumos? Vreo 1200. Votanța ar fi vreo 800. Să spune cam 10%? Da, vreo 10% din electorat. Da, 8.000 și vreo 600 tot ați mai votat în Târgu Frumos. Nu, 4 ani câți lipoveni au votat în Târgu Frumos? Chiar ne? În urmă cu 4 ani câți lipoveni au votat în Târgu Frumos? Pentru domnul Dădaru? Da. Aș putea spune că au votat, chiar au votat, probabil că lipovenii l-au scos primar, dar au fost două țiuri. Domnul Tătaru? Nu. Oficial am avut candidatul nostru la primărie, pe domnul Moroi Timofti. Și au avut în jur de vreo 600 de voturi candidatul nostru. Iar la turul 2, deja am lăsat lipovenii să decide cu cine să meargă și cu nivolele. Nu s-a făcut un protocol. Explic cineva care să susținem. Ce s-a întâmplat din 2008 până acum, așa încât, iată, acum lipovenii vor susține candidatul PSD-ului? Domnul primar s-ar fi supărat un pic pe comunitate, că n-am mers în totalitate cu dânsul și la început și de cine am pus noi un candidat la funcție de primar. Și a fost o supărare care a răcit un pic relațiile, chiar nu au marginalizat. Și atunci, noi am vrut, au fost pentru prima dată când am candidat la... Adică ne-am organizat și am avut un candidat din partea Roșilor Lipoveni. Și mi-a vrut să supărat chestia asta, că nu credea să scoate, să punem un ghilimele de capă afară. Plus de asta, apariția candidaturii candidatului nostru, domnul Batamanu, a făcut ca ei să facă acest lucru. Pentru că e un om care a arătat că prin afaceri pe care le are, este un om harnic, un om potrivit pentru Târgu Frumos. Eu nu prea am înțeles din discursul domnului Batamanu ce anume l-a determinat să candideze. De ce vreți să candidați? Ce anume nu vă place la actuala administrație? Eu cunosc foarte bine situația acestui oraș, mai ales datorită faptul că un an și jumătate am fost viceprimar în acest mandat. Nu datorită faptul că sunt un social-democrat și domnul Tătaru este liberal. Nu am putut zis niciodată
nu am putut niciodată ca să mergem pe un proiect comun. Nu a acceptat dânsul ca și primar, era, credea că este singurul acolo care poate să ia hotărâri. Și datorită faptul că eu sunt de 30 de ani în Târgu Frumos, dânsul are 11 ani de primărie, vreau să cunoaște Târgu Frumos. Și dacă știți ceva în aceste trei mandate, că acest primar a făcut ceva concret, un obiectiv, mi-l spuneți? Ai un Ce n-am înțeles. Semaforul, cu fanfara. Semaforul a fost făcut în așa fel încât a fost sărbătorit cu fanfară. Drept dovadă acolo, eu am o societate care era o parcare, au făcut patru benzi, credea că e europeană strada acolo. Dar astea sunt mici dispute care le avem. Să contem că în acești 11 ani care are lățul la primărie, nu un investitor nu a putut să atragă pentru acest oraș. Dar aducea un investitor să crea locuri de muncă, puterea de cumpărare creștea. Dacă era puterea de cumpărare și nivelul 3 era mai bun. S-a ocupat de nimic. Ați făcut un sondaj de opinie să vedeți cum stați înainte de alegeri? Am făcut un sondaj de opinie, da. Sunt la câteva procente sub dânsul, dar dânsul este deocamdată în funcție, are câștig de cauză. Tocmai de asta avem îndrăznema de a lansa în... La cât e procentul? Exact. Procentul cât e? 40? Da, nu, dacă îl știți, în urmă, dați pe date fixe și s-ar supăra cetățenii. Aproape din 40. Am înțeles că sunteți foarte bine susținut de comunitatea de afaceri locale. Este adevărat? Da. O spre deosebire de primar. Păi, oamenii de afaceri sunt foarte supărați, sunt deranjați datorită faptului că ne-am marginalizat. Și eu eram și sunt printre oameni de afaceri, niciodată nu ne-au abordat. Niciodată nu să se consulte cu noi. Să vină să-l ajutăm. Nu să ne ajute. Să-l ajutăm cu o relație, cu ce mai cunoaștem noi. Îl punem. Dânsul, dacă a făcut ceva, a intenționat. Nu a făcut cu o societate din Târgu Frumos, au făcut cu societăți de afară, care banii rămâneau în Târgu Frumos, la bugetul local. Așa au plecat, pe la Roman, pe la Vrancea, pe la în alte județe. Există USR în Târgu Frumos? USR? Există USR? USR-ul există, dacă există PSD și PNL și pe ce ăsta reprezintă. Dar de ce mă întrebați? Când ați avut ultima dată o întâlnire cu liberalii pe Banoca? Noi? Da. Aici, în Târgu? Da. În fiecare zi ne întâlnim. Și ea s-a în fiecare zi. Nu la o cafea. Nu la o cafea. Deci există USR în Târgu Frumos. Da, datorită faptului că dacă ați citit protocolul USR-ului, acolo spune clar, candidatul unic este pentru
președinția municipiului unde este reședință de județ, la Consiliul Județean și în rest, comunitățile și orașele au dreptul de a-și pune candidați separat. Noi ne-am gândit numai imediat, mă scuzați. Ne-am gândit la chestia asta mai mult pentru lista de consilieri. Bineînțeles că și funcția de primar, care ne interesează în mod deosebit. Dar și lista de consilieri, care el deja a avansat că la 5 consilieri are dreptul și PSD-ul la 1. Deci un lucru care pe noi ne deranja foarte mult. Și să nu uite domnul primar Tătaru, după alegeri locale, am preluat președinția partidului. Și de când am luat președinția partidului, am fost pe primul loc în Târgu Frumos, atât la parlamentari, cât și la prezidențiale. Deci, meritul, munca, poate și imaginea, că toți căutau să mă lămurească, omul la locale, omul contează poate mai mult ca și partid politic. Dar să nu uităm că este bine totuși să ai și un partid politic în spate. Știți? De ce din PNR i-ați anunțat despre intenția dumneavoastră de a candida separat? Pentru că spuneați mai devreme că nu credeți că vor fi deranjați de această candidatură. Nu știu dacă este cineva de la ziarul evenimentul de Iași. Este. Da. Ieri am văzut că domnul președinte PNL Relu Fenecheu a declarat că la Pașcani și la Târgu Frumos să vor merge pe liste separate. Atât la primar, cât și la Consiliul Local. Și PNL-ul, organizația PNL din Târgu Frumos, știe despre așa ceva, datorită faptului că domnul președinte Relu Fenecheu a fost duminică la Târgu Frumos, i-a anunțat. Deci întâi le-ați anunțat pe Relu Fenecheu și pe aceea pe cei de aici? De la Iași, președinții noștri, domnul Nicheta și cu domnul Fenecheu, s-au întâlnit și au căzut comun de acord că la Târgu Frumos și la Pașcani se merge pe liste separate. Și noi când am avut aici conferința pe oraș, deja domnul Tătaru și ceilalți din organizație PNL au știut de această chestiune. Deci de pe data de cât am avut conferința? 12 domnilor. Și mai, nu știu cât de bine este. Dacă nu se accepta, datorită presiunilor la oamenii din Târgu Frumos să candidez, dacă nu se accepta de la centru, noi, eu totuși candidam independent. Dar este mai bine că au gândit. A dat în acest ultimatum celor doi de candidat? Te-a spus în față, dar acum... Nu. Dar probabil că mesajul au ajuns. Eu n-am discutat personal. De teama asta? Nu de aia. Nu. S-au gândit, s-au consultat probabil și cu un birou în BPJ, s-au consultat și cu domnul deputatul care este unul dintre cei mai activi deputați din colegiul și chiar se ocupă personal de orașul Târgu Frumos. Nu, dar nu avem niciun rost ca să facem această chestiune provocată, atâta timp cât dorința organizației din Târgu Frumos a fost ca să avem candidat. Asta am transmis-o și lui domnul președinte Nichita și lui domnul președinte Fenechiu în întâlnirile care le-am avut. Doamne, la Târgu Frumos se vrea o candidatură separată. În fond, care-i treaba, dacă vreți să o luăm pe cea bună? Tot PSD.
totul SLU-ul câștigă, da? Asta vreau să vă întreb. După locale, să înțeleg că vă veți alua alian cu Consiliul Local cu Liberali. Bineînțeles. Dar noi n-avem nimic cu ei. Ne vom alia pentru parlamentare. Ne aliem pentru mergerea, pentru funcționarea Consiliului Local foarte bine, pentru majoritatea care va exista. Sigur. Dacă vă înțelege. Dar n-avem cum să ne înțelegem, dar suntem USR. Dar ați spus că nu vă înțelegeți pe atât cu locul. Domnul Otaman. Da, asta e, bineînțeles, candidatura care o are, ce e pus acolo? A pus un om care nu se înțelege în primară, că altfel l-a acceptat. Spuneați că alături de dumneavoastră mai sunt, mai este și comunitatea romilor. Da. La ce număr, ce pondere are? 600 de votanți. 600 de votanți, 150 fără buletine, care nu vin la, deci, la mai vot. Mai mult de 400 n-au fost la vot. Așa. Și noi contăm pe 200 de voturi de la ei. Astea sunt noastre. Noi ne-am făcut tot demersul ăsta așa, pe categorii, pe oameni, pe grupuri, pe... Să zicem că e bine, bravo. Cu totul că aseară am avut o discuție și ne s-au promis toate 400 de voturi de la... Să fie faceți liceul din Baron. Da, 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 să băgăm liceul, aici îl transformăm liceul în liceul român. Cum îi zice? Romanis. Romanis.